Bine v-a regăsit, dragi cititori Herald, la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise, în cadrul campaniei desfășurată pe site-ul editurii Herald, Pastile de înțelepciune pentru o viață împlinită, pentru o viață fericită. Alături de noi astăzi este Alice Macrina Cornea, coach, trainer, consilier vocațional și vom vorbi despre un titlu din colecția Colibri. Este vorba despre Shakespeare pentru îndrăgostiți, 72 de pilule pentru a ne bucura de iubire în fiecare zi, de Alan Percy, o carte publicată în colecția Colibri, în traducerea doamnei Anca Irina Ionescu și care, așa cum vă spuneam, face parte din această frumoasă campanie Pastile de înțelepciune. Shakespeare pentru îndrăgostiți este cel mai complet, am putea spune, breviar de recomandări culturale și terapeutice pe subiectul iubirii, al vieții de cuplu și al căutărilor sentimentale. Pornind de la pretextul, am putea spune, a unor citate celebre sau mai puțin cunoscute, extrase din opera lui William Shakespeare, autorul, Alan Percy, ne plimbă prin istoricul acestui sentiment, folosindu-se de referințe culturale care variază de la Quevedo, la Roland Barthes, la, eu știu, Dalai Lama. Pe un alt palier, Shakespeare pentru îndrăgostiți face recurs la concluziile unor studii recente pentru o analiză a iubirii în contemporaneitate, în modernitate, oferind date statistice sau explicații fiziologice. Așadar, Shakespeare pentru îndrăgostiți, o carte frumoasă. Alice, de ce ai recomanda această carte cititorilor Herald? Bună ziua, în primul rând, și mulțumesc pentru invitație, Sorin. Felicitări pentru tot ceea ce faceți prin campaniile voastre. Inspirați la cultură și la evoluție. Asta face și cartea. Inspiră la o reîmprospătare a relațiilor de cuplu, ori a relației de cuplu pe care, dacă o avem, să lucrăm la ea, dacă nu o avem, ne îndrumă și către pași concreți cum am putea să ne construim o astfel de relație împlinitoare. Așa că recomand cartea pentru cei mai romantici și pentru cei mai pragmatici, pentru că, așa cum spuneai și tu, vine cu direcții foarte specifice, chiar și cu studii și cu înțelesuri pragmatice ale ce înseamnă biochimia iubirii, a îndrăgostelii, de exemplu. Așa că nu doar că vom înțelege ce ne duce, ce ne face să iubim profund și autentic, dar și cum putem să consolidăm acest sentiment și genul acesta de relații împlinitoare. Deci eu o recomand pentru că este o carte atât de dezvoltare personală, cât și o carte de înțelegere, de înțelepciune, care te lasă cu niște gânduri la care să reflectezi și apoi, bineînțeles, îți oferă și ghidajul de a pune în practică. Fiecare capitol din această carte și din toate, am putea spune, toate cărțile lui Alan Percy, începe cu câte un citat. Titlul fiecărui capitol este, de fapt, un citat. Și am reținut aici câteva aspecte. Dacă ai uitat o nebunie cât de mică pe care te-a îndemnat să o faci iubirea, tu nu ai iubit. Dragostea și nebunia merg mână în mână, mai ales la tinerețe, când lipsa de experiență completează viziunea idealizată despre partener. Mai bine regele tăcerii decât sclavul cuvintelor. Să păstrez ceva care să-mi amintească de tine înseamnă să accept că te-aș putea uita. Iată, cred că aceste titluri ale acestor capitole reprezintă prin ele însele niște pastile, să le spunem, de inspirație și, cum spuneai tu puțin mai devreme, de înțelepciune. Da, exact. Și eu mi-am notat câteva dintre ele și mi-a plăcut tare mult că intră și într-o zonă controversată chiar a iubirii. Și aici mă refer la cine dă mai mult, cine dă mai puțin, de exemplu, într-o relație. Și pornind de la un citat al lui Shakespeare, mi l-am notat: dacă doi merg călare pe un cal, unul trebuie să stea în spate. Deci asta înseamnă că într-o relație va trebui să înțelegem această ambivalență a cine oferă mai multă energie în relație,
când este nevoie să preiei tu frâiele calului, dacă e să păstrăm metafora, și că o mare capcană în degradarea relațiilor reprezintă exact această luptă de putere. Cine vrea cu adevărat să fie recunoscut pentru cel care dă mai mult, dar de fapt lupta de putere nu face decât să erodeze relația, să nu ne ducă într-o construcție sănătoasă, ci dimpotrivă să ne luptăm cine are mai multă dreptate. Și dacă e să ne întoarcem la o carte de căpătâi în leadership, și anume Biblia, da, mai de preț este pacea decât dreptatea. Și cred că lucrurile se leagă foarte bine și Ellen Percy e fabulos cum întrepătrunde, mi-a plăcut, și filmele și recomandările de film, chiar mi-am notat câteva, și recomandările de piese de teatru și recomandări de alte cărți unde diversi autori intră în substratul iubirii din diferite perspective în funcție de capitol. Foarte... De asta zic că atinge foarte multe stiluri de cititori și asta e minunat în stilul lui de a scrie. Foarte frumoasă cartea și cu învățătură. Pe cât de ușor, pe atât de ușor de parcurs, pe atât de ușor de pus în practică. Da? Asta mi-a plăcut foarte mult la ea. Că pomeneai mai devreme de piese de teatru și de filme. Uite că pe lângă cărți, cum este aceasta, Shakespeare pentru îndrăgostiți, pe care v-am și prezentat-o puțin mai devreme la cameră, iată, din punct de vedere al actului cultural, piesele de teatru, anumite piese de teatru, comedii romantice sau chiar filme, transmit și acestea un mesaj puternic, da? De cele mai multe ori vedem, nu știu, să spunem o dramă, sau cel puțin de la începutul anului am văzut extrem de multe filme pe Netflix, recunosc, în care am văzut filme romantice inspiratoare cumva, din care puteți cumva din povestea de viață a acelor personaje să înveți ceva, să stai cumva, să reflectezi asupra ta și asupra relației tale, să faci un soi de autoanaliză, de introspecție asupra propriei relații, să vezi ce poți tu să aduci în fiecare zi benefic în relația respectivă, exact cum foarte bine ai punctat tu, fără să existe această luptă pentru putere, care până la urmă și lupta pentru putere face parte, din păcate, dintr-un soi de dinamică a vieții de cuplu. Adică probabil că așa cum există prima fază, faza îndrăgostirii despre care Ellen Percy vorbește în carte și o analizează, faza a doua este și lupta pentru putere, pentru că probabil că din cauza acestor tipare relaționale vrem uneori, ne dorim uneori să arătăm că, trecând prin filtrul gândirii noastre, noi avem dreptate în privința anumitor lucruri care se întâmplă în relație. Pentru că, pe de altă parte, apropo de cât de bine face un pic de compromis sau un pic de concesie în orice relație, probabil că nu este bine nici extrema cealaltă, în care să fii, eu știu, submisiv sau să fii tot timpul în acord, sau de fapt în acord, să faci tot timpul pe plac partenerului, exact, lăsându-te cumva pe tine deoparte. Adică e bine ca atunci când ceva simți că nu rezonează din relație de cuplu cu felul în care vezi tu viața sau cu valorile pe care, sau principiile pe care tu le ai, să le comunici partenerului. Pentru că, iată, nici tăcerea nu este sănătoasă. Nu este sănătoasă, ca în orice în viață. Nu? Zona de armonie, zona de mijloc este cea care ne aduce cea mai mare împlinire. Extremele, îmi place să zic, dăunează grav sănătății. Deși ne este foarte ușor să identificăm aceste extreme.
da? Pentru că sunt niște puncte foarte, foarte bine conturate și, în general, partenerii de cuplu tind să-și aleagă una dintre extreme. Din păcate, de aici se creează dezechilibrele. Dar ceea ce este, e din nou punctat în carte și am apreciat acest lucru, este faptul că de fiecare dată când ceva nu funcționează, direcția este de a ne întoarce la iubirea către noi, iubirea de noi înșine. Și chiar este un citat în carte care mi-a plăcut foarte mult și chiar face referire la Louise Hay, una din pionierele dezvoltării personale și iubirii de sine, care asta spune: dacă vrei să iubești cu adevărat pe ceilalți, trebuie prima dată să-ți arăți iubire ție. Și dacă ție ți-arăți iubire, practic începi să îți valorizezi și părerile, încep să crezi în valorile tale, încep să ți le comunici. Deci, practic, toate acestea sunt semne că tu te iubești pe tine, te respecti și comunici acest lucru celuilalt din viața ta, lucru care aduce pe tavă, da, un subiect comun, un subiect care, de care amândoi trebuie să se ocupe. Da? Și chiar detaliază la un moment dat într-un capitol Ellen Percy despre faptul că oamenii ajung să-și deterioreze relațiile în momentul în care nu mai fac lucruri împreună, în momentul în care nu mai discută despre ceea ce îi frământă, despre lucrurile cu care se confruntă, fie individual, fie împreună, dar că totuși, dacă vrem o evoluție și o împlinire în direcția aceasta, trebuie să începem prin a ne iubi pe noi înșine, prin a ne respecta, a ne valoriza și atunci nu mai cădem în capcana aceea a tăcea prea mult sau a lăsa pe celălalt să preia de fiecare dată controlul, ci suntem și noi acolo în discuție, în dialog cu partenerul de cuplu. Am mai găsit un citat interesant la capitolul 31. Improvizațiile sunt mai bune când sunt pregătite. Da? Adică cumva nu lași totul la voia întâmplării, lași senzația că ar fi la voia întâmplării, pentru că aici apare factorul spontaneitate, ceea ce este foarte important într-o relație de cuplu, să nu lași senzația că faci totul premeditat, da? Că există o anumită, să spunem, un factorul surpriză, factorul neașteptat, dar cumva ele să fie, aceste improvizații să fie pregătite, dar celălalt cumva să-l surprinzi prin ceea ce faci. Shakespeare a fost un actor renumit al vremii sale și cunoștea valoarea spontaneității, dar experiența l-a învățat de asemenea că pentru a improviza trebuie să fii pregătit. O primă întâlnire amoroasă echivalează cu urcarea pe scenă fără repetiții. Mi se pare o comparație foarte interesantă. Excelentă, da. Căci există anumite lucruri pe care e bine să le prevedem, mai ales dacă nu avem prea multă experiență și ușurință când este vorba să cântăm după ureche. Iată cât de important să avem noi o cunoaștere și o muncă cu noi înșine, cum s-ar spune. Da? Să mă cunosc pe mine, să știu ce îmi place într-o discuție. Să, ca și cum îmi fac partea mea de rol, da? Acasă, înainte să mă întâlnesc cu un poate potențial partener, știind că în felul acesta eu pot să conduc mai ușor o discuție. În cazul în care celălalt poate nu știe încotro să orienteze discuția, măcar pot eu să o susțin cumva, să vin cu niște idei, să vin cu întrebări prin care să-l cunosc pe celălalt. Toată partea aceasta vine tot din zona de autocunoaștere. Ce mi-ar plăcea să știu despre celălalt? Ce e important pentru mine când vine vorba de o relație, de o interacțiune cu un potențial partener? Și îmi aduce aminte tot de la cursurile de actorie că ne spuneau profesorii că cea mai bună improvizație vine în momentul în care ești un actor foarte bun. Deci, practic, după ce ai avut zeci și zeci de ore de practică și de repetiție, abia atunci poți să improvizezi, poți să faci partea aceasta de spontaneitate cu ușurință, pentru că ai devenit, tu deja ai integrat acele tehnici. Și așa este și în relația de cuplu sau într-o potențială relație. La început e important să fii confortabil cu tine însuți,
ca să poți să conduci orice tip de discuție, ca să poți să fii spontan și să fii relaxat într-o interacțiune de acest gen. Esențial e această, cum spune și Ellen Percy, cât de important este să ai o parte de repetiție anterioară, să ai o parte de pregătire. Și pregătirea o poți face tot doar cu tine, nu poți să controlezi condițiile exterioare, cum va reacționa celălalt, dar ceea ce poți să controlezi este lumea mea interioară, felul în care eu aleg să răspund sau să am o anumită atitudine când sunt întrebat sau când sunt pus în niște situații necunoscute, da? Când nu avem experiență. Dar experiența vine și ea cu timpul atunci când ne dăm voie să o avem. Da? Am observat recent, în ultimii ani, că oamenii nu mai sunt dispuși să aibă experiențe chiar și de dezamăgire, chiar și de decepție. E parte din viață. N-avem cum să reușim la fiecare pas în parte. E posibil ca un pas, la un moment dat, să fie greșit. Greșit, îi pun ghilimele, pentru că oricum greșeala aceea ne poate învăța ceva dacă avem atitudinea potrivită. Și chiar și a ne lăsa să facem genul acesta de devieri, să zicem, de la pașii consacrați, ne aduce și asta ne poate aduce un soi de experiență. Nu este cumva, mă gândesc, fuga de suferință, de o posibilă suferință? Adică sigur că da. Faptul că noi probabil că am văzut în familiile noastre de proveniență, în funcție fiecare de copilăria pe care a avut-o, a preluat niște tipare, niște pattern-uri de la părinți. Da? Și de cele mai multe ori, felul în care cei doi părinți s-au purtat unul cu celălalt, acolo unde există respect, acolo unde există întrajutorare reciprocă, suport moral, acolo unde există iubire, afecțiune, preluăm acele modele. Și probabil că acele modele se regăsesc în relațiile pe care noi le avem cu posibilii noștri potențiali. În momentul în care posibil că aceste tipare să fie disfuncționale, da, și nu suntem noi de vină, da, copiii au tendința de a se auto-învinovăți pentru eșecul relației părinților. Da, din cauza mea părinții au divorțat, din cauza mea părinții se ceartă și așa mai departe. Ori, cred că acolo este o muncă asiduă ca să corijăm, ca să îndreptăm acele tipare relaționale, da, văzute în copilărie și să le facem din disfuncționale, să le facem funcționale. Pentru că de cele mai multe ori mi se întâmplă situația asta în care greșim în mod repetat. În relații. Și avem în primă fază tendința de a da vina pe ceilalți parteneri. Că ei, vezi, Doamne, nu au fost compatibili cu noi. Dar dacă stăm cumva la o autoanaliză, la o introspecție și ne dăm seama, bun, ce am adus eu bun în această relație? Și îmi fac o listă. Cum am purtat eu cu partenerul? Poartă-te cu celălalt, cum mai vrea ca și el să se poarte cu tine, sau cum tu însuți te-ai purta cu tine. Exact. Foarte bine ai punctat acest, să zicem așa, este model de funcționare. Pattern-urile sunt modelele de funcționare pe care, în mod inconștient, le preluăm de la părinții noștri ca mod de funcționare în această viață. Practic tot ceea ce se întâmplă până în 7 ani, în mod automat copilul tot ceea ce experimentează, fie personal, fie fiind martor la diverse experiențe din viață, se instalează direct în subconștient. Și deși modelul ajunge să conștientizăm că este disfuncțional, pentru mintea noastră, totuși, este un model de supraviețuire. De aceea ajungem să alegem parteneri de același tip ca părinții noștri, deși ei ne-ar conduce către tipare
disfuncționale către relații disfuncționale și atunci Corect. întrebarea logică vine, dar de ce aleg același tip dacă știu că nu este potrivit, nu este funcțional, nu mă duce într-o zonă de împlinire ca relație. Dar trebuie să ne înțelegem scopul minții noastre. Scopul minții este să ne țină în siguranță, să supraviețuim. Și mintea ce spune? Păi ai supraviețuit la acel model. Atunci să-l replicăm în continuare, pentru că nu știe dacă la alt model, la altă formă de relație vei supraviețui. Tu ai deja dezvoltat niște mecanisme prin care faci față abuzurilor de toate felul unor. Mecanisme de apărare. Mecanisme de apărare, exact. Adică știe deja remediile, da, între ghilimele, remediile pentru aceste, pentru acest tipar disfuncțional, dar pentru unul diferit, încă nu l-a știut, nu știe cum să le evalueze, dar pentru unul diferit, asta înseamnă pericol. Și atunci nu atragem partenerii sau chiar nu simțim atracție pentru parteneri funcționali, parteneri care ne-ar duce către o relație diferită, poate armonioasă, cu iubire. Și atunci ce facem? Sabotăm astfel de relații, sabotăm astfel de interacțiuni cu persoane poate iubitoare, extrem de calde, diferite față de părinții noștri. Și spunem, da, așa mi-aș dori, dar nu simt niciun fel de atracție. Da, pentru că mintea nu recunoaște, nu găsește similitudine într-o astfel de persoană și modelul pe care ea l-are instalat. Și da, este, necesită o muncă de introspecție, muncă care include un proces, adică nu se întâmplă chiar peste noapte, de la o zi la alta, dar există ameliorări constante dacă ne punem intenția și focusul pe a schimba genul acesta de alegeri. Da? Trebuie să lucrăm la nivel subconștient și acolo se întâmplă magia și ajungem apoi în viața noastră să ne simțim atrași de oameni care ne-ar duce în relații, alături de care să trăim relații împlinitoare și diferite față de cele ale părinților noștri. În psihologie mai există și o teorie, apropo de cele spuse de tine puțin mai devreme, conform căreia anumite răni emoționale petrecute în copilăria noastră nu pot fi vindecate decât retrăindu-le cu un partener foarte asemănător cu unul dintre părinții noștri. În speță, fata alege un partener pe modelul tatălui, băiatul alege o parteneră pe modelul mamei, cum era mama, pe ideea de a vindeca, să spunem, o relație cu unul dintre părinți în copilărie. A retrăire funcțională e de data aceasta și e cu o intenție, aș putea spune, și cu o însoțire terapeutică, pentru că nu putem lăsa doar retrăirea în sine, ci are nevoie și de o ghidare într-o direcție bună, funcțională, adaptativă la lumea aceasta. Asta este, da? o teorie foarte interesantă și care cumva mi-a dat, ca să spunem așa, de gândit, știi? Și prin prisma, să spunem, propriei experiențe de viață, știi? În momentul în care, să spunem, că ai, exact cum spuneai tu, ai o mamă hiperprotectoare, poate cicălitoare, da, poate un pic autoritară, da, care vine, din păcate, cu multă critică sau cu reproșuri în relația pe care ai avut-o copil fiind cu părintele respectiv, ajungi să alegi tot un astfel de tipar. Și știi, da, exact ce ai spus tu mai devreme. Poate că nu aș vrea, e atât de traumatizant acel episod din copilărie, încât poate că nu aș vrea să mai retrăiesc. Sunt situații și situații. N-aș mai vrea să mai retrăiesc anumite episoade traumatice. De asta și în psihoterapie apare întrebarea aceasta pe care o pui clientului. Rămâne la alegerea lui dacă vrea
vindecând sau încercând să vindece o rană emoțională, dacă vrea să o retrăiască sau nu. Dacă are un impact, un impact foarte mare din punct de vedere traumatic, unii preferă să nu mai retrăiască, pentru că este foarte dureros, știind că mama, nu știu, mă critica sau îmi reproșa sau a mai discutat noi, nimic nu faci bine, nimic nu aia, nimic. Da? Și tu, practic, posibil să retrăiești cu partenerul de cuplu exact același model. Cel mai probabil, cel mai probabil. Așa cum spuneam, pentru că mintea recunoaște ca fiind un tipar optim pentru supraviețuire. Da? Și atunci e confortabilă cu asta. Asta nu înseamnă că trebuie să rămânem aici. Da? Putem ajunge în controlul minții noastre să o strunim în direcția în care să ne servească și de data aceasta să creăm un dialog, efectiv un dialog cu mintea noastră. Ea vine și ne transmite anumite gânduri care să ne arate care este modelul ei de funcționare. Moment în care începem să ne uităm la aceste gânduri ca și cum ne-am uitat pe un ecran. Ia să vedem care sunt gândurile care nu fac decât să întărească modelul, după care să încep să schimb gândurile, ca ulterior să-mi schimb limbajul, după ce am schimbat gândurile și limbajul, e mai ușor să simt lucruri diferite și dacă deja am o stare diferită, voi putea să și acționez diferit. Într-adevăr, este un proces în care atunci când intrăm, e bine să ne ținem de el până la capăt, pentru că, așa cum spuneam, mintea are mecanismele ei de a se întoarce la ceea ce cunoaște mai bine și să ne pună tot felul de frâne, de piedici și să nu ne îndeplinim obiectivul. Dar ține de noi cât de mult ne dorim cu adevărat să trăim relații împlinitoare, să trăim o iubire plină de sens, de valoare cu partenerul de cuplu. Dragii noștri, am vorbit astăzi pe marginea cărții Shakespeare pentru îndrăgostiți, 72 de pilule pentru a ne bucura de iubire în fiecare zi, de Alan Percy, o carte publicată în colecția Colibri, care face parte din campania Pastile de Înțelepciune, o campanie desfășurată pe site-ul editurii Herald. Nu uitați, toate filmulețele, videoclipurile cu invitații noștri le găsiți pe pagina oficială de Facebook a editurii și pe canalul de YouTube. Vă mulțumim că ați fost și astăzi alături de noi. Îi mulțumim lui Alice Macrina Cornea pentru sfaturile foarte utile și mai ales pentru discuția aceasta atât de interesantă pe marginea cărții Shakespeare pentru îndrăgostiți. Noi ne dăm întâlnire la un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere, numai bine! La revedere!